Județul nostru s-a aflat până în această seară sub incidența codului galben de vreme rea împreună cu alte 22 de județe. A nins pe mai multe sectoare de drumuri naționale și autostrăzi, iar vântul a bătut cu peste 40 de km pe oră. Pentru o călătorie în siguranță, în contextul avertizării meteorologice, Inspectoratul de Poliție Județean Argeș vine cu câteva recomandări. Astfel, pentru prevenirea producerii accidentelor de circulație pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile, polițiștii le recomandă conducătorilor auto să se intereseze cu privire la starea meteorologică de pe traseul pe care urmează să-l parcurgă și să-și echipeze autovehiculul corespunzător. De asemenea, pe timpul călătoriei este recomandat să circulați cu viteză redusă, adaptată condițiilor meteorutiere, să păstrați distanța de siguranță în mers pentru a putea opri în siguranță și să nu vă angajați în efectuarea unor manevre riscante în trafic. În situația conducerii autovehiculelor pe timp de viscol sau ninsoare este necesară utilizarea luminilor de întâlnire și pe timpul zilei pentru toate categoriile de drumuri, precum și a celor de ceață în cazul apariției acestui fenomen. Atunci când vizibilitatea în oglinzile retrovizoare ale autovehiculului este redusă, folosirea luminilor de către ceilalți conducători auto reduce riscul producerii unor accidente pe fondul neasigurării la schimbarea direcției de mers. Totodată, polițiștii recomandă păstrarea unei distanțe mai mari față de autovehiculele care circulă în față, precum și evitarea acționării bruște a mecanismului de direcție și a sistemului de frânare al autovehiculului, pentru evitarea derapajelor necontrolate. În cazul rămânerii în pană, triunghiurile de presemnalizare trebuie așezate la o distanță mai mare de autovehicul decât în condiții normale. În condițiile unui trafic aglomerat, precipitațiile pot determina apariția unor blocaje rutiere temporare. Trebuie să vă păstrați calmul și să nu uitați de politețea rutieră. Nu vă angajați în depășirea de autovehicule fără a avea o bună vizibilitate și faceți fiecare manevră în trafic numai după o temeinică asigurare. Oamenii legii au recomandări și pentru pietoni. Aceștia sunt atenționați să-și ia toate măsurile de precauție pentru a fi siguri că sunt observați în trafic de către șoferi. Totodată sunt sfătuiți să circule numai pe trotuare, traversarea străzii să o facă pe la locurile marcate, la culoarea verde a semaforului electric și numai după ce sunt siguri că intenția lor de a traversa a fost observată de către șoferi.